Până la microfon, o altă la valieră, tot de la Boia. Pentru că de foarte multe ori ne împiedicăm în cabluri, astăzi testăm una wireless. Iar aceasta ar trebui să funcționeze inclusiv pe un iPhone. Pentru că vine cu mai multe mufe în spate, cu mai multe adaptare. Haideți să vedem ce se află în cutie. Dacă mă și prind cum se și deschide. Era foarte simplu. Deci cutia este magnetică. Și, this is nice. Manuale. Mihnea, ce crezi că e asta? Case. De la decărcare. Are inclusiv LED-uri și USB-C pe spate. Și înăuntru, so nice. Și buton de pe. Iar în cutie mai există o cutiuță. Hai să vedem ce se află în cutiuța asta mică. Întâi și întâi. Come on. Really? It's a small dead cat. Un pop filter foarte mișto, mic, cablu USB-C, silica gel și certificatul de calitate de la Boia. Lăsăm asta deoparte. Hai să vedem manualul. Record as you wish. Drăguț, drăguț. Și pe spate TX-RX, TX-RX. Ah, ok. Deci scrie frumos TX și TX, RX și RX, practic cum se încarcă. Stickere, garanția și manualul. Și pentru că nu vreau să-mi iau așa cum i-am întotdeauna trecută cu cealaltă la valiera, de mă întrebam de ce nu merge, am crezut că e ceva defect, nu, era doar bateria. Așa că o să mă uit puțin înăuntru să văd ce conține. Incredibil, nu? Să citesc manualul. Halul ăsta. Buton de power, buton de... Aș vrea totuși să fac acest test, atât cu iPhone-ul, dar cred că să folosesc din nou și cealaltă cameră. Ok, power, pairing mode, pair successfully, how to use. Deci, se scoate receiver-ul. Și buton pe spate și buton de mute. Deci acesta cred că este receiver-ul, are buton de volume, buton de power și pe spate stickere pentru încărcare. Să dăm stickerele la o parte. O să folosim dead cat-ul. Hai să folosim dead cat-ul. Așa. Scoatem receiver-ul. Receiver-ul tot așa are buton de power și sticker ca să izoleze pinii. Dăm stickerul la o parte de pe pinii de încărcare. Iar acum, dintre toate aceste mufe, eu o să scot... are doar USB-C. I was tricked. Am crezut că are lightning. Te-am să jur că am văzut lightning. Well, în acest caz, nu mai folosim iPhone-ul și o să luăm pe mine să-mi dea 70 de ouă cu bateria care s-a încărcat. Teoretic, acea mufă USB-C, dacă aveți adaptor de la USB-C la Lightning, merge folosit și la iPhone. Si. Dar acum întrebarea mea este, dintre cele două mufe, care este cel pentru camera? TRS-ul este 13, care este pentru smartphone, laptop, așa, și TRS-ul este cel cu 3 inele negre, iar TRS-ul este cel pentru camere. Ok? Și pur și simplu... Uai, ce greu intră. Ok. Power on. Ar trebui să mă văd cum se conectează. Press long power, LED on. Ok. Quick in blue light. Da. Acum hai să conectăm în camera, conectat în camera, dar enter in panning mode, short press the power button. Ok. Și acum hai să vedem dacă... Hey. Ok. Ca să conectați receiver-ul de transmițător, după ce apăsați butonul de power puțin mai lung pe ambele, se aprinde LED-ul albastru. Pe receiver începe să clipească, dar totuși nu intră în modul de conectare, așa că trebuie să țineți puțin apăsat pe modul de ambele butoane de power și pe 1 și 4 până clipește red-ul albastru de mai multe ori. O să stea puțin până se conectează. O dată conectat, red-uri rămân albastre pe ambele și din câte vedeți, acum este conectat
și aș putea să încep să filmez. O să rotesc asta puțin într-o parte, scot ecranul ca să și văd. Am pornit deja camera și ar trebui să pun și eu ăsta undeva. Ok. Am pus undeva. Sincer, este destul de simplu modul de conectare, doar că trebuie să citești manualul. Și după aceea, încărcarea se face înăuntru, în case, atât timp cât nu-ți cad chestii. Și ar trebui să facem un test. Acesta este un test cu Trust Emita. Iar acesta este un test cu Boya, cu receiverul wireless. Boya BYWM3U, la variera wireless de la Boya. Este mai simplu. Și, uai, îmi tremură mâna. Cum vi se pare că se aude? De fapt, aș putea să pot să las asta jos. Pentru că acum o să luăm sunetul doar din Boya. Ioan o să facă o magic la sincronizare, ca să sincronizăm ambele microfoane. Și cum vi se pare că se aude această lavalieră? Se aude bine? Se aude rău? Se aude mai bine decât Trust Emita? Se aude mai rău decât Trust Emita? Ar trebui să folosim în continuare Boya? Sau să rămânem la Trust Emita? Ce părere aveți? Sau credeți că cea cu fir este o idee mai bună? Sau microfonul de tip shotgun care este pe cameră? Nu, vă spun, microfonul tip shotgun care este pe cameră, care este tot la Boya, este un microfon foarte bun dacă îl țineți aproape. Dacă țineți la distanță cum este acesta și sunteți în o stradă foarte circulată și mai aveți niște calculatoare care scot ceva zgomot, dB-meter, sunt 65 de decibeli, 50 de decibeli, când nu este absolut, când nu trece nicio mașină. Adică când a trecut o mașină erau 65 de decibeli. 65 de decibeli într-o cameră care este la stradă și teoretic nu faci. Deci vă dați seama cât de mult zgomot este pe lângă. Așa că, cum crezi că se aude această lavalieră? Hai să facem așa. Crezi că această lavalieră wireless de la Boya se aude bine? Merită? Ca idee, puteți să folosiți inclusiv cu Mofa Jack direct la laptop sau la altceva și să folosiți direct la un calculator. Adică noi am putea să conectăm wireless la Mofa de la placa de sunet Creative Labs și să folosim direct așa. Fără să mai stăm cu cablu, fără să mai stăm cu microfon cu fir. Crezi că s-ar auzi mai bine așa? Scrieți părerea jos în comentarii. Mă scuzați că vă întrerup clipul, însă am constatat o mică eroare în timp ce noi făceam testul. Canon 70D, cu care am făcut sample-ul și cu care am făcut testarea inițială, avea o mică setare eronată la microfon, la lavalieră. Practic, Canon-ul era setat astfel încât să aibă wind attenuation on, setarea microfonului pe auto astfel încât să nu ajungă niciodată în roșu la nivel, adică oricât de tare și țipat eu, nu ajungea în roșu, scădea volumul automat și avea o post-procesare auto. Și am constatat că toate acestea duc la un sunet fals pentru această lavalieră. Așa că eu vin cu această completare, vin cu Canon-ul 90D setat cu totul off și cu volumul setat la 50%, special ca să ia sunetul așa cum trebuie. La ora actuală în cameră eu am 50 de decibeli, iar aerul condiționat deasupra mea funcționează. Aerul condiționat tocmai s-a oprit, doar că undeva în lateral este șuieratul boilerului, în caz că îl auziți. Dar, pe total, ce vreau să vă spun ca și concluzie, înainte să fac concluzia principală, aveți grijă cum vă setați camera, pentru că lavaliera poate mult mai mult. Și acum să revenim la concluzia, ca în filmatul inițial. Dacă aveți întrebări legate de această lavalieră, mai jos este o căsuță. Dacă aveți alte întrebări despre orice ține de text sau ceva ce am făcut noi, avem un server Discord, răspundem doar acolo, nu întrebărilor de aici. Nu uitați, avem o pagină de Instagram, o pagină de Twitter, o pagină de Facebook, din când în când postăm chestii interesante și acolo, aruncați un ochi. Și cel mai important, dacă vă place ceea ce facem, dați un like aici, dați un subscribe și dați un share ca să vadă și prietenii voștri ce facem noi. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și ne auzim data viitoare. Bye!